Președintele Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, Bixi Pompiliu Mocanu, i-a felicitat pe sportivii roșialbaștri medaliații la campionatele mondiale de lupte sub 23 de ani și Jocurile Olimpice de tineret. Luptătorii steliști au adus 5 dintre cele 8 medalii obținute de România la competiția desfășurată la București. Maxim Vasilioglu a câștigat medalie de argint la categoria 74 de kilograme. Am fi vrut să câștigăm aurul, dar în viitor o să ne străduim ca să luăm medalii și mai bune și să fie de aur. Alte 4 medalii de bronz au fost aduse în Ghencea de către Beatriceana la categoria 53 de kilograme, Ștefania Priceputu la categoria 50 de kilograme, Omar Ashkhabna Zmudinov la 79 de kilograme și Nicolae Ohlopkov la categoria 61 de kilograme. Această medalie înseamnă foarte mult pentru mine, mi-am dorit-o mult și înseamnă că mi-am îndeplinit obiectivele pe anul acesta. Îmi doresc să câștig cât mai multe medalii, mă gândesc și la Tokyo, dacă mă ajută Dumnezeu. Mă simt foarte bine că am luat această medalie, înseamnă foarte mult pentru mine. Până acum este cea mai importantă medalie a mea din cariera mea sportivă. Răzvan Pârcălabu, președintele Federației Române de Lupte și manager al secției de lupte ACSA Steaua, și-a stabilit obiectivul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ne dorim să calificăm cât mai mulți sportivi la Jocurile Olimpice și obiectivul declarat și asumat 2 medalii. Flori și felicitări a primit și jucătoarea de tenis de masă Andreea Dragoman pentru medalia de bronz obținută la Jocurile Olimpice de tineret la individual. Această medalie a fost un vis devenit realitate și este o motivație în plus pe mai departe. O să muncesc cât mai mult și sper să aduc cele mai bune rezultate pentru Clubul Steaua și pentru România.